ce am trecut prin toate etapele, să zicem, o să vă zic de niște teme interesante de cercetare, care, să zicem, sunt cele mai active în domeniul ăsta. Unde se face cel mai mult cercetarea pe quantum computing și pe criptografie? Și o să încep cu ce fac eu. Ideea e felul următor. Când o să apară primele calculatoare cuantice, sigur o să apară, probabil că evoluția lor o să fie asemănătoare cu calculatoarele obișnuite. În sensul că la început o să fie niște hardware care ocupă camera întreagă sau un etaj întregul cu o clădire. Și atunci nu o să fie calculatoare personale, dar o să fie ca niște servere la care oamenii se vor putea conecta pentru a cere efectuarea unui calcul cuantic. Adică, dacă Google, să zicem, face un calculator cuantic, probabil ca să îl promoveze și așa, o să zic că, uitați, puteți să vă conectați la adresa asta și submiteți un calcul, să fie făcut de calculatorul cuantic și după aia o să vă facă rezultatul. Da, Google. Și acum, dacă eu sunt un postura unui client care se conectează la un calculator cuantic, o să cer, spre exemplu, să-mi facă factorizare, vreau să citesc pe Google. Vreau să spargă parola, să spargă RSI-ul și să-i citesc pe Google. Problema e următoarea. De unde știu că eu comunic cu un calculator cuantic? Poate s-a băgat cineva între un if, între comunicarea mea cu Google și se preface că e calculatorul cuantic și îmi dă niște răspunsuri așa la mișto. Păi, dar de ce să-mi facă, să-mi factorizeze, e ușor să verific dacă îmi dă răspunsul greșit. Dar cum verific pe cazul general pe calculul cuantic? Deci, cu alte cuvinte, dacă am un calcul general, îmi spun să aplici o matrice unitară oarecare, de unde știu că rezultatul pe care îl dă la final este cel corect? Deci cum pot să verific un calcul cuantic? Asta e întrebarea. Un calculator clasic. Da, un calculator clasic. În ideea că calculatoarele cuantice au avantajul ăsta, speed-up-ul ăsta exponențial pentru anumite probleme și nu aș putea eu să execut calculul respectiv ca să văd rezultatul și să compar cu ce mi-a dat calculatorul. Deci, în baza ipotezei de demonstrare, calculatoarele cuantice, într-adevăr, sunt mult mai puternice decât cele obișnuite, cum aș putea verifica rezultatul respectiv? Ei, și domeniul respectiv se cheamă quantum verification, care încearcă să răspundă la întrebările respective. Sau mai comun se zice verifiable delegated quantum computation, în sensul că delegăm un calcul unui calculator cuantic și vrem să-i verificăm corectitudinea. Vreau să verific că s-a produs calculul corect. Și acum, pentru asta, există ceea ce se cheamă universal blind quantum computing, despre care vă zic așa, conceptual, care e ideea. E foarte frumoasă, care se bazează pe ce v-am zis în prima oară. Deci, care erau pașii pentru measurement-based, pentru calcul bazat pe măsură? Că luam cubiții, preparam mulți cubiți în starea plus, îi puneam un entanglement control Z cu o anumită structură de graf, graful care, în principiu, trebuia să ofere proprietatea aia de universalitate ca să pot face orice calcul. Aplicam măsurătorii pentru corecțiile de rigoare și, la sfârșit, trebuia să corectez output-ul. Pentru că output-ul puteau să mai fie și erori, trebuia să aplic X sau nu, dacă era cazul. Acum, să presupunem că în faza de inițializare, când trebuia să prepar stări de alea plus, nu folosesc plus, ci folosesc alte stări. Și anume, stările alea, în general, pe care am dat plus fi ca să nu facem confuzie cu teta de la măsurătoare. Deci, în loc să folosesc stări plus inițial, folosesc stări plus phi, pentru un unghiul oarecare, phi. Deci o să avem mai mulți, da. Toți cubiții au aceeași stări plus phi sau phi-uri diferite? Phi-uri diferite. Deci fiecare cubit poate să aibă alt phi. Poate să fie cubiți care au același phi, dar în principiu o să aleg la prezreală unghiul pentru fiecare phi. Și o să vedem imediat. Deci, stadiul, modificăm inițializarea în felul următor. Prepar qubiții aceia inițial cu plus phi și pentru fiecare qubit o să avem la întâmplare un unghi din domeniul acela. 0, pi pe 4, 2 pi pe 4, până la 7 pi pe 4. Apoi, în faza de entanglement, nu se schimbă nimic. Deci încă aplic control Z-ul, doar că acum fac entanglement între qubiții aceștia, o să fie asta.
starea plus, sunt în starea plus fi. În schimb, măsurătoarea se schimbă, pentru că acum, ca să fac măsurătoarele să fie echivalente cu cazul anterior, ar trebui, în loc să măsor la unul teta, deci dacă am cubit plus să măsor la teta, acum ar trebui să măsor la teta plus fi. Și teta plus fi înseamnă pur și simplu că îl aduc înapoi în starea plus, inversez fiul respectiv și după aceea măsor plusul la unul teta. Deci asta e singura diferență. Și la sfârșit au primit trebuie, într-adevăr, corect. Dar acum, aici am de parte interesantă, la faptul că am M de teta plus fi, da. Măsurătorile adaptive, în condițiile care trebuia schimbat unghiul, ce fac? O să fie minus teta plus fi sau minus teta plus fi? Da, o să fie minus teta plus fi. Adică minus fi aplicat în toată măsurătorile da, da, da. De teta. Da, da. Asta se poate calcula. Pentru că fiurile astea au fost alese pur aleator, pur random, ele acționează ca un fel de one-time fact asupra teta-ului. Adică adunând teta la fi, în principiu obținem orice unghi, o să obținem unghiuri random pentru măsurători. Adică, dacă cineva ar avea graful, deci cineva ar avea graful preparat cu stările respective, dar n-ar ști fiurile pentru fiecare fiurile și aș zice să facă măsurătorile astea, ar părea niște măsurători complet aleatoare. N-ar ști ce calcul ăla, pentru că fiecare unghi a fost randomizat de fiul ăsta. Fiecare unghi din măsurătoare. În sensul ăsta, fiul acționează ca un one-time pattern pentru teta. Și atunci, dacă folosim, dacă pe lângă lucrul acesta, folosim și stările acelea cărămidă, care făceau structura aia frumoasă și regulată, înseamnă că, în principiu, graful de măsurătoare o să arate exact la fel pentru orice cald. Deci graful e structura aceea, globul acela imens de cubiți și măsurătorile par să fie complet random. Și deci, în principiu, acolo poate să fie orice cald care intră în graful respectiv. Deci o să arate exact ca imaginea de mai devreme, o să am structura asta și cubiții pare că sunt măsurați la un complet random, dar de fapt depind de cum au fost preparați. E, și atunci am primit de următoarea activitatea. Vrei să numeri sau? Pentru că nu poate să fie puțin cărămidă adăugată. Nu, dar ideea e că unde nu vreau să fie cărămidă pe linia de sus, continui în altul, exact. Da. Adică, unde nu sunt din alea, sunt că nu o matrice unitară. Acolo și am 0, 0, 0, 0 și tot așa. Bun. Și acum, nu mie, dar altora le-a venit ideea asta genială. Dacă eu, clientul, cel care vrea să vorbească cu calculator cuantic și să îl roage, fă și mie calculul ăsta, aș să zicem că nu comunic cu el doar clasic, să zicem că aș putea să comunic cu cuantic. O să vedem că mă presupune destul de rezonabil. Eu o să prepar chibiții la, mă rog, pe cât de rezonabil se poate. Eu o să prepar fiuliții la unghiurile acelea random și o să-i trimit lui și o să-i zic că mă întreagă o structură și apoi o să-i trimit măsurătorii, o să-i zic măsoara mea, măsoara mea și pentru că el nu știe unghiurile la care a preparat fiuliții, nu o să știe ce reprezintă măsurătorii, ce calcul efectuează măsurătorii. Deci, și bine, o să fac asta layer cu layer, deci o să-i zic pentru un strat din structura aia. Uite, măsoară unghiurile astea, după aia eu o să-mi dea răspunsurile, acum eu o să aplic corecțiile și o să-i dau măsurătorile pentru următorul strat. Și tot așa. Cel dă măsurătorile pentru primul strat, eu calculez corecțiile, zic măsurătorile pentru următorul strat. Și tot așa, până când ajung să fac tot calculul acesta. Și serverul nu află nimic despre calcul, decât dimensiunea calculului. Și de fapt e o limită superioară asupra dimensiunii, pentru că eu totdeauna pot să-mi, adică pot să-mi definesc un circuit, ca să-mi definesc, da, pot să-mi definesc un calcul și apoi să mai pun porți motive care nu fac nimic acolo, care se anulează pe ele, adică să fac un padding
al circuitului și îmi fac oricât de mare volum. Și atunci când îi trimit structura serverului să o execute, el știe doar că calculul e undeva e limitat în dimensiune de chestia aia. Dar habar n-are ce calcul e, deci e complet incert cu privire la ce calcul e. Iar asta se cheamă proprietatea de blindness. E ca și când serverul e orb și nu știe ce, ce face el la de ce facă. Dar ai unghiurile pe fiecare layer. Ba da. Deci atunci la sfârșit nu le știe. El știe unghiurile respective, nu le știe în timpul măsurătorii. Da. Ce anume nu știe în timpul măsurătorii? Fiurile. Da. Dar le află la sfârșit. Nu. De ce le află? Păi el nu le știe deci eu pentru fiecare layer zic măsoară un teta plus fi, da? Da. Pentru că așa, și? Și el nu știe fi. Deci da. Pentru el teta plus fi pare complet random, pare un lucru random. Am înțeles de ce nu știe fi. Nu știe fi. Exact. Asta e. Deci el nu știe fiurile pentru niciunul dintre qubiți. Asta e ideea. Și eu prepar stările respective și deci el habar n-are ce face. Pentru el unghiurile par complet random. E și imaginea e aceasta, schema, să zicem, a ceea ce face. Deci Alice, care e clientul, o să trimită cubiții respectiv lui Bob și după aia urmează o parte de comunicare clasică. Deci comunicarea cuantică se face doar la început. Când Alice îi trimite cubiții lui Bob și apoi comunică doar clasic. Și Bob trebuie să facă entanglement, trebuie să facă măsurătorile, îi trimite rezultatele lui Alice, Alice îi trimite măsurătorile și așa mai departe. Bine, în realitate, asta e doar ideea generală. Mai sunt niște trucuri care se fac ca să ne asigurăm că Bob nu află nimic. Pentru că ceva să mai devreme nu e chiar suficient ca el să nu află nimic. Și atunci se mai adaugă niște unghiuri random acolo. Dar asta e ideea generală. Deci asta, în principiu, asta se întâmplă. Deci, dacă Alice nu este în stare să facă un calcul cuantic, pentru că nu are un calculator cuantic la dispoziție, dar are abilitatea să prepare qubiți, atunci poate să facă lucruri cu acestea, să prepare qubiți și să trimită unui calculator cuantic. Și ea nici măcar nu trebuie să aibă abilitatea de a prepara toți qubiții deodată. Poate să prepare acum unul și îl trimite, care prepară pe al doilea și îl trimite. Și tot așa. Și trebuie doar să prepare câte unul qubit și să-i trimită pe toți lui Bob. Da, da. El face entanglementul, dar e structura aceea generică care putea să fie pentru orice, pentru orice, pentru calcul, deci e o mare aici. Ok. Și asta e ideea de a delega un calcul la cuiva. Alice îi delegă un Bob, efectuează un calcul acesta, Bob nu știe ce calcul efectuează și după aceea Alice ia rezultat. Ok, și cum ziceam, o observă quantic nu află nimic despre calcul decât o limită superioară asupra dimensiunii. Acum vine partea de verificare. Problema cu imaginea de mai devreme e că Bob s-ar putea să nu facă ce îi spune. Adică îi spun lumea asta și el poate să-mi dea măsurător la adresteară și eu n-aș avea de unde să-mi dau seama dacă el a făcut sau nu ceea ce vrea să facă. Sau poate nu face entanglementul sau cine știe. Deci, problema e că Bob ar putea să se abată la protocol. Și, cum ziceam, deși el totuși nu află nimic, deci el nu află nimic despre stările respective, dar poate totuși să se abată, poate să devieze de la protocol. Și atunci întrebarea devine cum poate Alice să verifice că el a făcut totuși ceea ce vrea să facă. Păi având proprietatea de blindness, adică faptul că el nu știe ce să fie respectiv, o să introduc niște capcane. Adică o să prepar niște qubiți la niște unghiuri fi și o să-i zic să-i măsoare la exact același unghi la care am preparat. Și atunci rezultatul e determinist. Pentru că dacă măsură în baza în care am făcut prepararea, o să obțin exact starea pe care am preparat. Și atunci pentru anumiți qubiți, Alice o să știe ce rezultat trebuie să obțină și din nou se mai pot face niște trucuri astfel încât să nu apară corecții pe qubiții respective, adică să fie sau ceva din genul ăsta ca să se schimbe valoarea sau așa. Deci ideea e că putem face lucrul ăsta, putem introduce capcane în poziția aleatoare în graful respectiv și el nu o să știe, pentru că el e orb, cum s-ar zice, el nu știe unde sunt capcanele astea. Pentru el orice unghi
e la fel de, la fel de probabil ca orice altul. Nu-și dă seama ce stare are el acolo. Și neștiind unde sunt capcanele, în principiu, acum, dacă se abate de la protocol, o să aibă o șansă să ne dea un răspuns greșit la chiuriția aceea, capcană. Și dacă se întâmplă lucrul respectiv, atunci Alice o să zică, a, ai încercat să mă păcălești și o să se oprească, o să renunță. Dacă se abate la foarte puțin chiu. Ok? Dacă se abate la foarte puțin chiu. Într-adevăr, Da. Într-adevăr. Schema asta ne dă o probabilitate invers liniară ca el să ne păcălească. E ceva de genul, e aproximativ egală cu numărul de capcane asupra numărului de chiu. În schimb, o să vedem aici, o să menționez doar mai încolo, că în practică ce se poate face este să avem mult mai multe capcane decât cubiți de calcul. Adică pentru fiecare cubit de calcul o să pun încă el capcane în jurul ei și atunci majoritatea cubiților o să fie capcane. Și atunci nu mai e. Și atunci se poate arăta că probabilitatea să ne păcălească devine exponențial de dificultate și nu am deloc în problemele cu om. Da? O să arăt, adică, o să dau câteva exemple unde e nevoie să citim presupunerea asta. E cumva și ideea de a face cât mai general posibil schema aceasta. Putem să mai renunțăm la anumite restricții. Putem să zicem, da, e sigur, dar e cinstit, adică face ce trebuie, dar vreau să nu afle ce fac. Și atunci folosim doar partea de Universal Blindness fără de